Operatorul de salubritate din Orșova, Floricola S.A., și-a asumat odată cu preluarea serviciului public de salubrizare și închiderea gropii de gunoi neconforme aflate la ieșirea din Orșova pe arealul Parcului Natural Porțile de Fier. Până anul trecut, în această groapă neconformă se mai deversau încă deșeuri, fără ca autoritățile de mediu să observe acest lucru, deși circulă înregistrări video incriminatoare. Acum, municipalitatea din Orșova riscă amenzi colosale, la fel ca și România, care în calitate de membru al Uniunii Europene riscă să fie amendată de Comisia Europeană. Miercuri, Curtea Europeană de Justiție ne-a atras atenția și probabil că în perioada imediat următoare vom vedea și efectele, prin care ne spune că groapa neconformă, neînchisă, și aici era treaba operatorului, așa cum prevede și contractul și caietul de sarcini, ne va atrage o amendă de între 2.000 de euro și 124.000 de euro pe zi, pentru faptul că nu am închis acea groapă. A spus-o Garda Națională de Mediu, tot așa de bine au spus-o și alte organe competente care au venit și au constatat. Nu vă spun și nu vă ascund faptul că au trebuit să stea inclusiv să urmărească anumite zi și noapte cum se descărcau gunoaiele, de exemplu, deșeurile menajere în alte locații decât cele legale. Și în afară de acest lucru, cu mâhnire pot să spun ca orșovean, faptul că anumite instituții de la nivelul județului au oblojit sau s-au făcut că nu văd aceste lucruri constatate de cei de la București. Pe de altă parte, costurile cu închiderea gropii neconforme de deșeuri de la Orșova ar putea fi suportate acum de municipalitate. Cu toate că deșeurile au fost aruncate ilegal tot în groapa veche de gunoi, operatorul încasa banii de la municipalitate ca și cum ar fi dus deșeurile la depozitul ecologic din Severin. Operatorul ar fi trebuit să facă investiții de 738.000 de euro în primul an de contract. Mai mult decât atât, suntem într-o situație delicată, prin simplu motiv că va trebui să suportăm din bugetul propriu aceste costuri imense, care de fapt trebuia să fie făcute de operator prin foarte multe articole și capitole din caietul de sarcini și din contract încălcate. Operatorului din Orșova i s-a aprobat un tarif, ca și cum deșeurile municipale erau duse la groapa de la Strehaia. De la acea dată până astăzi când noi vorbim, nu s-a modificat acel tarif și deci noi plătim oșovenii un tarif ca și cum ar duce deșeurile municipale la groapa de la Strehaia. El trebuia să facă investiții de 738.000 de euro în primul an în care a preluat aceste servicii și nu a făcut aceste investiții până ziua de astăzi. Pentru ultimul control efectuat de o comisie desemnată de Consiliul Local operatorului, membrii comisiei s-au ales și cu o plângere penală. În aceste condiții, situația salubrizării Orșovei este una extrem de delicată și fără ieșire, în perioada următoare fiind posibilă o serie de procese costisitoare între operator și municipalitate.